Peste 3.000 de plângeri față de condițiile de muncă vin în fiecare an la Inspectoratul de Stat al Muncii. Se întâmplă în special acum, când din cauza canicolei multe munci devin grele și istovitoare. Arșița dogoritoare este resimțită cel mai mult de fermieri, dar și de constructorii care lucrează sub razele fierbinte ale soarelui. Не очень приятно, конечно, но уже люди у нас до такой степени привыкшие к труду, що вони справляються і з жарою, і з холодом. Vladimir Cheptinare știe cum e să pui asfalt la peste 30 de grade Celsius. Bărbatul continuă să lucreze chiar și după ce s-a pensionat și nu se plânge niciodată. Одно скажу, що вот эти люди самые закалённые. Ни один не переболел за этот сезон коронавируса. Вот это вот самый лучший процесс, не те, которые сидят и ничего не делают. N-au fost bolnavi de coronavirus și nu se plâng de sănătate, chiar dacă au motive. Lucrează ziua întreagă în soare, iar radiațiile solare, se știe, pot avea consecințe foarte serioase asupra sănătății. Apariția șocului termic, dezvoltarea diverselor leziuni locale ale pielii, amețeli, deshidratarea organismului, insolarea, uneori chiar apărând, ducând și la pierderea cunoștinței. Pentru a evita astfel de probleme, angajatorul este obligat să asigure angajaților săi produse de primă necesitate, spune Inspectoratul de Stat al Muncii. Asigurarea salariaților cu echipamente individuale de protecție adecvate, deci cu echipamente din țesături naturale care îi protejează de temperaturile înalte, cu echipament care astup capul pentru a-l proteja de insolații, dar și cu asigurarea cu apă de la 2 la 4 litri pentru salariat, pentru un schimb de muncă, în dependență de intensitatea muncii și nivelul de temperatură. Reprezentanții ex-Drupo spun că țin cont de nevoile oamenilor în această perioadă, deși să-i ascundă complet de caniculă nu pot. Asta e munca lor. Se lucrează la asfaltare, punem o mașină, 20 minute, 10 minute oamenii stau la umbră, după asta iară mai punem o mașină 20 minute, 10 minute iară oamenii se odihnesc. Așa e procesul tehnologic, adică pe căldură, pe... Noi nu putem lucra când îi ploaie, dar când îi cald, nu depinde de temperatură, poate și 30-40 grade, oricum ne lucrăm. În situații speciale, angajatorul poate modifica programul de lucru al instituției. Totuși, această prevedere nu e obligatorie. În cazul drumarilor sau, de exemplu, al vânzătorilor de băuturi răcoritoare, acest lucru este în general nerealist. Acum ei au un program foarte intens de muncă. Condiționer, vot, ventilator, spăsat. И иногда можно и нам что-то попить, какой-то лимонадик. Natalia deservește zilnic în jur de 100 de clienți. Limonada, shake-urile, cafeaua rece și înghețata sunt acum la mare căutare. Ну, в основном, да, мороженого, быстрее всего. То есть иногда даже не успеваем менять, а иногда вообще заканчивается, люди там приходят, в основном, чаще всего это с фисташковым мороженым бывает. Приходят и, о, опять нет фисташкового. Cei mai sensibili la căldură sunt vârstnicii și copiii. Multe mame cunosc deja recomandările cheie pe de rost. Головные уборы, во-первых, больше воды, то что чтобы не высушивались, и прогулка на воздухе, потому что в доме как бы кондиционер сушит воздух, а из этой аномальной жары по-другому никак. И более легкие продукты. Serviciul hidrometeorologic de stat a instituit cod galben de caniculă în toată țara. Atenționarea e valabilă până la începutul săptămânii viitoare.